A lui Dumnezeu să fie toată lauda, toată slava și toată mărirea pentru harul pe care ni l-a pregătit în dimineața aceasta. Lăudat să fie Domnul! Amin. Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră. Ultima dată când am fost aici, deja începuseră-ți lucrările de renovare, erau schele pe afară. Am mai făcut, cred că atunci, ultima slujire aici, înăuntru, și apoi ați făcut această frumoasă lucrare. Domnul să vă binecuvinteze, ne bucurăm de biruința avută până la capăt. Dar am sesizat în dimineața aceasta că Dumnezeu vrea să se ocupe și de renovarea sufletelor noastre. Aici am investit bani și din timpul nostru, din energia noastră fizică, dar la renovarea sufletului trebuie să investim din eu-ul nostru cu lepădare de sine. Și aia e un pic mai greu. Aici suntem de cele mai multe ori bătuți. Asta era și condiția pe care a pus-o Domnul Iisus, că mulțimile care îl înconjurau, dintre ele entuziasmați ca și în ziua aceasta despre care s-a citit în textul din dimineața aceasta, ovaționau și mulți sub impulsul acela al prezenței Domnului și văzând minunile pe care le făceau, era câte unul mai îndrăznit așa și cerceta de starea emoțională, striga din mulțime: Doamne, te voi urma oriunde! Foarte frumoasă declarația. Mă că Domnul făcea analiza și a scos scannerul, ecograful și s-a uitat la păsările cerului, la vulpile de pe câmp și la inima oamenilor. Constatarea a fost cu stupoare, noi ne-am fi așteptat să fie alt verdict, alt diagnostic acolo. Dar au zis, nu este măcar o inimă în care să fie plecat capul Domnului. Mă gândesc în dimineața aceasta, aici sunt inimi care, așa cum am cântat, în cântarea aceasta și care v-ați mai adus o minte, că sunt cântări vechi pe care le dăm în mare uitări, mai mult decât așteaptă. Spunea Duhul Sfânt în dimineața asta, măi oameni buni, dacă tot cântați că mă așteptați și că vine Domnul, de ce ați inversat lucrurile? De ce? Cât de slabi suntem uneori, fraților, și dăm împărăția lui Dumnezeu pe nimicuri. Așa de slabi suntem câteodată. Tot ce-i sub soare-i vremelnic. Și mai a venit Domnul Iisus cu o maximă care te pune mult pe gânduri dacă stai să raționezi. Ce i-ar folosi unui om să aibă în mână document că e proprietarul lumii întregi și și-o prăpădi sufletul? La ce îi folosește? Și mai vine psalmistul să zice, răscumpărarea sufletelor lor e așa de mare că nu se poate face niciodată. Cu nimic și niciodată. Și noi, așa de repede, schimbăm ordinea lucrurilor, că El ne-a trasat-o și a zis că asta e prioritatea și așa e mersul. În primul rând, căutăm împărăția lui Dumnezeu și de celelalte se ocupă El. Bonus, pe deasupra, fără să te ostenești tu, fără să te cheltuiești, fără să investești atâta de mult timp. Și uitați-vă că cădem adeseori în capcana aceasta. Investim așa de mult timp în căutările noastre aceste vremelnice și pierdem din vedere împărăția lui Dumnezeu. Și trebuie să vină Dumnezeu să ne spună, mă, omule bun, atât ai gonit după lucrurile astea de nimic care pierd odată cu întrebuințarea lor, le mâncă molea, dă rugina în ele, că ai uitat să te și mai rogi. S-a surpat altarul din casa ta și de mult n-ai fără rugăciune. Și te-am căutat. Eu te-am căutat să-ți dau pe deasupra este. Și tu ai investit așa de mult timp în el. Dumnezeu să aibă milă în dimineața aceasta de fiecare dintre noi. Domnul să atingă inima oricăruia dintre noi în dimineața aceasta. Să-L putem pătrunde pe El, să-I putem înțelege nemăsurata Lui iubire și dragoste care a avut-o pe noi trimițându-L pe Fiul Său, unicul, să vină aici în lumea noastră. Dacă se naște într-o casă împărătească un copil, Doamne, ce limuzină-i pregătesc, Doamne, ce sărbare, cântăreții cei mai renumiți. Să faci o sărbare deosebită, toate televiziunile prezintă lucrul acesta. Mapamondul întreg știe că într-o casă regală s-a născut un copil. Și el a venit pe un măgar.
putea să intre în Ierusalim ca un adevărat împărat, pentru că El este împăratul împăraților. Și Domnul, Domnul. Dar asta nu caracteriza pe El toată viața, cât de-aia o și-a zis către noi, învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit. Și-ar fi avut dreptul să aleagă o altfel de intrare în Ierusalim. Și chiar în lumea noastră, nu într-o este, nu pe un măgăruș în Ierusalim, ar fi putut să intre că avea dreptul. Dar ales întotdeauna Dumnezeu să fie înălțat. Aleluia. Să nu fie atracția, să nu fie atenția asupra Lui. Domnul să fie binecuvântat. Amin. M-am uitat asupra textului și m-am gândit așa la conjunctura de astăzi. Am văzut pe fratele Florin și m-am bucurat pentru că noi am avut o părtășie frumoasă la Sava acolo și cu ocazia aceasta dorim să transmită harul Domnului la frații de acolo, fratele Seni și toți ceilalți frați care mai sunt acolo, că poate au mai plecat dintre ei. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar m-am gândit așa că dacă în textul citit în dimineața aceasta Domnul o trimis pe ucenici să dezlege măgărușul, în dimineața aceasta Domnul și-a ales ucenicii și l-a luat pe unul tocmai de la granița cu Italia, mai sunt câteva zeci de kilometri și era mai ușor să ajungă în Roma decât la noi aici. Dar Dumnezeu l-a chemat de acolo, pe fratele Florin, apoi Domnul l-a chemat pe fratele Ioan din Portland, pe fratele Sorin din Detroit, noi suntem vreo trei din Suceava. Eram și noi legați acolo la țărușul nostru, cu familia, cu biserica de loc. Dar Duhul Domnului a făcut deslegarea și a zis, astăzi sunteți aici, la Deva, pentru că astăzi eu vreau să intru în viața cuiva. Și ce s-a întâmplat acolo? Ucenicii au venit și au dezlegat măgărușul. Dar dacă, nu știu dacă ați avut ocazie, eu am crescut între două comunități de frați romi, Căldărari. Dânăștia de făceau cazane și tot treburi de astea casnice. Și eram prieten foarte bun cu ei, că noi ne foloseam de lucrurile pe care le făceau și făceam schimbul ăsta comercial. Ei ne dădeau lucruri, noi dădeam alimente. Dar știți cu ce circulau cu măgari? Tare mulți aveau. Dar să ferească Dumnezeu să fie prins un măgar încăpățânat într-o zi. Nu-l urneai din loc, numai dacă îl tăiai. Și trebuia să-l omori ca să-l miști de acolo. Așa s-a încăpățânat și nu pleca. Dar de data aceasta, măgărușul acesta a venit la Iisus. Aș vrea în dimineața aceasta, prieten drag, frate, soră, tânăr, tânără, Domn și Doamnă, stimați oameni buni, m-am uitat dimineață când stăteam la poarta hotelului și așteptam să vină frații cu mașina peste drum o biserică. Ce simplu este să intri în curtea bisericii, să iei două, trei crenguțe de salcie cu muguri și să faci o cruce și să ieși pe poarta bisericii, să te duci acasă și gata, am împlinit. Am venit mai încoace, o altă biserică de alt rit, oamenii au venit să sfințească bucatele, ca și cum ar fi spurcate și Domnul a zis că aveți grijă că nu astea care intră în gură spurcă, ci alea care ies din gură spurcă. Și au zis prin vorba asta, le-au făcut toate lucrurile de sub soare să fie curate și au mai zis într-altă parte să nu cercetați nimic din ce se vinde pe piață. Și noi avem grijă la detalii de astea care sunt neînsemnate și nu avem grijă la viața noastră. Cât de puțină frână avem la gură când e vorba să fim mânioși. Și mânia omului, spunea Iacov, nu lucrează neprinirea lui Dumnezeu. Ziceți-mi un om mânios care rosti cuvinte inteligente. Și noi cât de cuminți și de școliți și de educați suntem, când ne supărăm, rostim cuvinte care ne rușine după aia că le-am scăpat. Dar ce poți face ca aspiratorul? Și le cați înapoi, nu mai s-o dus. Domnul să aibă milă de noi în dimineața aceasta. Scumpul meu ascultător, dragul meu, iubitul meu, Dumnezeu a trimis pe robii săi să te deslege de la păcat. Ești legat de păcatul tău, dar atâta de legat încât ai rămas înțepenit acolo. Poate crezi în lăuntru tău, așa cum zicea Dumnezeu în dimineața aceasta, prin descoperire dumnezeiască, că mai ai timp, că mai este vreme când să te pocăiești, când să spui viața în rânduială cu Dumnezeu. Dar eu vreau să-ți spun ce zice Scriptura. Astăzi, dacă ai auzit glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima, nu fii ca un cal sau ca un catâr, nu fi încăpățânat.
Și vă rog frumos să mă iertați că voi accentua punctul acesta. Calitatea aceasta, nu e o calitate, e un defect al măgarului. Încăpățânarea asta. Și de multe ori, și noi suntem atât de încăpățânați, și lui Dumnezeu nu este jenă să ne compare cu animalul acesta. În îndărătnicia noastră așa ne comparăm. Așa suntem. Încăpățânați, îndărătnici. Mai mult ne tragem înapoi. Așa se trage măgarul. În pizul de el vin la vale. Nu ești la capăt cu el. Eu aș vrea în dimineața aceasta. Dumnezeu vrea să acceseze, că Dumnezeu nouă ne-a dat înțelepciune. Dumnezeu nouă ne-a dat rațiune. Suntem coroana creațiunii. Omul supremul. Care ar trebui să gândim, să judecăm. Și mai că a venit Domnul cu un cuvânt în Scriptură care te taie la inimă. Boul își cunoaște ieslea. Îi dai o găleată de apă, îi dai un braț de mâncare acolo și te recunoaște. Te știe. Când te duci lângă el mai aproape, te linge cu limba. Îmi trăi la țară și știu lucrurile astea. Chiar dacă îți de mulți ani mutat în oraș. Te aștepta când puneai mâna pe clan sau ușii, știa că vii să-i dai ceva. Și te știa ca stăpân, știa că-i porți de grijă. Și Dumnezeu ne înconjoară în fiecare zi cu binecuvântări. Că am ajuns să credem că-i dator să ni le dea. Dar n-aș vrea să vă invit la granița României cu Ucraina. Nu vă invit. Aici e liniște. N-aș vrea să vedeți ce înseamnă să-și tragă Dumnezeu mâna. N-aș vrea să vedeți ce înseamnă pe ce te-ai bizuit tu să dispară într-o noapte. N-aș vrea să vedeți ce înseamnă să înțelegi că depinzi de Dumnezeu în toate. Te bucuri de lucrurile care le ai în posesie, care sunt în jurul tău, și nici măcar un cuvânt de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. Și acum revenim la ce spuneau frații. Merită să-L lăudăm. Aleluia. Merită să-L lăudăm. Aleluia. 72 de ani să poți să-L auzi pe Dumnezeu. E un har. Vorbeam dimineața cu frații și am zis, mare binecuvântare de la Domnul, să ajungi o vârstă frumoasă și să mai ai înțelepciune, să poți să-L vestești, să poți să-L auzi, pentru că merită lăudat până la ultima suflare de viață. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și de aceea astăzi cuvântul lui Dumnezeu se îndreaptă către noi și Dumnezeu ar dori să aducă eliberarea aceasta a multor suflete. Să te scoată Domnul de acolo, să tai legăturile astea cu care ești prins de robia păcatului și să vii la El. Dar asta depinde de tine. Alegerea este a ta. Cum s-ar zice în termenii noștri românești, mingea este în terenul tău. Tu hotărăști astăzi ce vrei să faci cu viața ta. Vrei să te împaci cu Dumnezeu? Vrei să vii la viață? Vrei să ai parte de mântuire? Pentru că oricum ziua aceea va veni despre care s-a vorbit astăzi în poezie, în cântare. Vine Domnul, vine ziua judecății, când fiecare își va primi o dreaptă răsplătire după modul în care a trăit, după viața pe care a dus-o, cu bune și cu rele. S-a cântat cântarea mai înainte, că suntem datori, suntem obligați. Da, există în Scriptură cuvântul acesta. Teme-te Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Și-a spus-o un om cel mai cuminte de pe fața pământului. Care ne-a lăsat mii de proverbe și zicători. Care a avut o înțelepciune despre care Dumnezeu însuși a zis prin gura Domnului Iisus Hristos. Până la El și după El nu a mai fost nimeni așa cuminte. Cu atâta înțelepciune. Și până la urmă a zis Domnul, și totuși aici este unul mai mare decât Solomon. Era înțelepciunea lui Dumnezeu. Care a fost meșterul ziditor în fiecare zi la lucru, când s-au făcut toate lucrurile pe care le vedem noi. Și așa, cu ajutorul Domnului, cât ați mai umblat, care ați mai călătorit prin țări diverse și am avut harul acesta, m-am minunat de modul în care Dumnezeu a întocmit lumea. Ne uităm la minunile acestea, inexplicabile multe dintre ele, dar prin aceasta vedem cât de mare este puterea lui Dumnezeu, pentru că din nimic a El a zis să fie și a fost. Lăudat să fie Dumnezeu. Și prin îndurarea lui Dumnezeu și noi suntem în existență. Așa cum Apostolul Pavel cuvânta în Areopag și spunea, din el avem viața, ființa și mișcarea. Lui datorăm astea, Doamne. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute plin de recunoștință. Avem motive să lăudăm pe Dumnezeu. Avem motive totdeauna gura noastră să nu tacă. Bineînțeles, scumpii mei frați și surori, în alt pasaj, în altă evanghelie, avem tot în pasajul acesta cu intrarea Domnului Iisus Hristos și la sfârșitul pasajului avem acolo o atitudine a fariseilor și a cărturarilor care au zis, n-auzi ce strigă ăștia, zile să tacă din gură. Vor fi întotdeauna din aceștia care vor încerca să curmi elanul tău.
dar tu nu vei uita niciodată de bunătatea lui Dumnezeu. N-ai cum să taci când Dumnezeu ți-a făcut bine. Eu nu pot să tac, pentru că Dumnezeu m-a scos din mocirla păcatului. Dintr-un om răzvrătit care mergeam înspre iad cu viteză maximă, Dumnezeu s-a îndurat într-o zi și a zis, până aici, tu ești un răscumpărat, vină vară. Ești de acolo de la întuneric, vine la lumină ca să vezi bine. Dumnezeu să te binecuvinteze, scumpul meu, în dimineața aceasta, să accepți oferta lui Dumnezeu. O zis Dumnezeu că azi e o zi de har, mâine nu e a ta. Nu știi cât va mai dura pentru tine îndurarea aceasta. Fă bine astăzi și fă-ți socotelile bine. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Dumnezeu să-ți dea putere. Amin. Și într-un final, îmi doresc pentru toți cei ce sunteți în auditoriu în dimineața aceasta, să ajungem fiecare dintre noi să fim încălecați de Domnul Iisus. Așa, un puțin metaforic. Într-un final, când măgărușul a ales să vină după ucenici, l-a dus la Domnul, Domnul s-a urcat pe el. Și prin aceasta, permiteți-mi o micuță recomandare fraților care slujesc, să nu uităm niciodată că hainele și crengile și osanalele erau pentru Domnul, nu pentru cărăuș. Ei, nu pentru măgăruș. Măgărușul doar asta. Dar noi avem doar sarcina să-L prezentăm pe Domnul, să-L introducem pe Domnul în viața oamenilor, prin toate mișloacele. Dar toată slava, toate laudele sunt la adresa Lui, pentru că mântuirea este prin Domnul Iisus Hristos. Și tot ce facem, ne recomandă Scriptura, să facem pentru slava lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze la asta. Doresc harul Domnului, binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână în viețile voastre, fraților. Domnul să aducă mântuire pentru toți cei ce astăzi sunteți aici, care încă n-ați hotărât și nu v-ați decis să veniți la Domnul Iisus. Să stați de departe, să strigați de pe margine, Osana, să faceți toate ritualurile bisericești, nu vă va ajuta la nimic absolut. Numai cei ce au venit la Domnul Iisus Hristos și a căror viața a fost transformată de prezența Lui, că atunci când te încalecă El, El e Domnul tău, El e stăpânul tău, El îți dirigează viața, El te duce, nu-L duci unde vrei tu, pentru că El ține hățurile în mână. Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnul să-ți dea putere, să-i accepți domnia Lui, nu contează. Eu mă bucur că Domnul m-a încălecat și pe mine și cu bucurie îl duc în spate, că nu-i greu. O zis Domnul că sarcina mea e ușoară, fraților, și jugul Lui e bun. Haideți, împreună cu toții, să primim mântuirea care ne este dată gratuit. Este darul lui Dumnezeu pentru omenire. Mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Domnul să vă dorească putere, frați și surori, să ne repunem și să ne restabilim ordinea pe care Dumnezeu a așezat-o, cu prioritățile pe care El le-a pus, că Dumnezeu știe mai bine. Nouă ni se pare că le știm, dar nouă numai ni se pare, dar El chiar le știe. Și dacă El a stabilit prioritățile, haideți să le respectăm, pentru că numai în felul acesta, respectând ordinea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi vom putea să trecem linia de sosire și într-un final să căpătăm ce ne-a fost promis. Viața veșnică. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Experiența nu a fost foarte tragică. Am avut harul din partea Domnului să aud vocea lui Dumnezeu într-o noapte venind de la servici. Și țineți minte autobuzele alea articulate care erau la transportul în comun. Și la autobuzul acela de noapte, fiind acolo chiar în mijlocul autobuzului articulație, m-a înjurat o domnișoară. Urât așa de tot. Eu nu suportam să se lege cineva de mama. Știți, în jurătura românească totdeauna are pe mama. E cea mai jignitoare. Și mă gândeam atunci, s-o omor sau s-o lăs să trăiască. Așa m-am gândit în mintea mea. Și Dumnezeu mi-a zis, cum vă spun acum, o femeie de asta vrei să-ți iei de nevastă? Asta a fost singurul mesaj din partea lui Dumnezeu. Și m-am dus acasă, mama mă bătea de mulți ani la cap să mă pocăiesc. Să mă întorc la Dumnezeu. I-am promis când m-am urcat pe autobuz cu valiza să merg în armată și i-am îmbrățișat, eu am rupt căptușeala la geacă și am umplut-o cu țigări. Și mama când m-a îmbrățișat, a găsit pachetele. Și imaginea aceea cu ea plângând la scara autobuzului m-a urmărit. Și i-am promis atunci că mă pocăiesc.
Și după armată mi-am continuat viața mea, dar Dumnezeu a fost bun cu mine. Ar fi putut să îmi dea o lecție aspră. Și m-am hotărât atunci să mă întorc la Dumnezeu. Și am zis, am ajuns acasă noaptea la 12 și am zis, mama, mâine dimineață pregăteam haine că mă duc la adunare. Mama mi-a zis anul trecut. Mama mea mi-a zis anul trecut. Sunt 35-36 de ani de când m-am botezat. Mai băiete, noaptea ce am plâns toată noaptea. Pentru că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Dar n-am fost suficient de convins pentru lucrul acesta. Am urmat să merg la rugăciune, mergeam, eram prins, am stăruit, am primit Duhul Sfânt. Și uitați că exista încă acolo mai o legătură undeva acolo ceva. Și eu l-am pus pe Dumnezeu la probă, dar în necredință. Și am zis, dacă Dumnezeu vorbește prin oameni, că am zis că nu se poate, Dumnezeu să vorbească prin proroci. Să-mi dea și mie un semn. Și Dumnezeu a fost drept. Și să vedeți când te încalică Dumnezeu, uneori așa îți mai dă cu, știți cum e la călărie, ai pinte nu ăla acolo și îi dai în coste la cal. Eu am înfipt așa unul sănătos, pentru că a fost puțin încăpățânat, puțin mai mult. Și Dumnezeu mi-a dat un semn printr-un profet, ca semn că îți vorbesc, mă ating de un mădular de tău. M-am gândit atunci, Doamne, să nu fie picioarele, că îmi plăcea rugăciunea, a început să-mi placă anumite lucruri din pocăință. Am avut un accident la fabrică, m-am tăiat într-o mașină de ascuțit, deasupra rotulei drepte la genunchi și mi-am văzut osul curat, nu tăiat, fraților, polizat. Că Dumnezeu a zis că îți las un semn în trup. Tăitura se prinde repede, dar polizarea rămâne gaură. Și-a rămas gaură. Ca să o port toată viața și să știu că Dumnezeu vorbește și că Dumnezeu se lasă încercat, pus la probă, dar în credință. În necredință te costă. Și așa Dumnezeu mi-a dovedit că există și de aceea eu nu pot să tac din gură, trebuie să-L laud, să-I vestesc bunătatea și îndurările Lui. Și de aia v-am spus, haideți la Domnul de bunăvoie. El ne poate strânge, ne poate duce la colț. Îi spuneam și la unul dintre băieții mei, puțin mai încăpățânat așa, mai măgăruș. Și am zis, te duce Dumnezeu la colț? Și când te pune Dumnezeu la colț, nu mai ai șansă de scăpare. Și dacă te strânge acolo, dai totul. Și atunci vărși lacrimi și vai. Cel mai bine este să vii astăzi la Dumnezeu, cât are o mână întinsă de pace. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.